Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit! Demisie importantă din guvern. Ministrul Educației părăsește funcția și veți vedea imediat adevăratul motiv pentru care Valentin Popa a recurs la acest gest. Contră dintre Tudorel Toader, ministrul Justiției, și Augustin Lazăr, procuror general, astăzi în plenul CSM. Veți vedea de asemenea la ce trucuri au recurs unii membri CSM pentru a amâna două chestiuni extrem de importante: secția specială care anchetează magistrați și numirea unui nou șef la DNA. Astăzi însă mai spulberăm un mit, sau mă rog, o dezinformare, pentru că este vorba despre referendumul pentru familie și veți vedea, sigur, de ce nu se susține una dintre principalele critici aduse modificării Constituției în sensul propus de Coaliția pentru Familie. Nu în ultimul rând, vă arătăm câteva pensii de-a dreptul spectaculoase. Nu e așa că v-ați dori ca pensia dumneavoastră să fie mai mare decât salariul? Ei bine, pentru muritorii de rând nu se va întâmpla vreodată asta. Cine sunt zeii care au parte de acest cadou spre finalul emisiunii? Liviu Alexa alături de noi. Bună seara! Valentin Popa, nu știu cât știați că domnul Valentin Popa este ministrul educației, dar chiar a fost ministrul educației domnul Valentin Popa, dă următoarea declarație pentru a explica demisia la PS News. Solicitarea UDMR de abrogare a unui articol din ordonanța 9 din 2018 este inacceptabilă. Se referă la orele de limbă română de la clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care mai nou sunt efectuate de către profesori de specialitate. UDMR-ul dorește revenirea la statutul precedent, când aceste ore erau efectuate de învățători. Ore pentru care aceștia primeau bani suplimentari până la 25% din salariu. Am vorbit cu doamna Dăncilă și mi-am depus hârtia de demisie la cabinetul dânsei. Am vorbit cu dumneei astăzi, înainte de prânz, în cabinetul dânsei. Bun, noi știm că domnul Dragnea a avut o discuție, sau mai bine zis, UDMR a dat semnale domnului Dragnea că nicio discuție nu o să mai aibă loc pentru susținerea unor proiecte până nu se rezolvă lucrul ăsta. Da, pe de altă parte, eu cred că ăsta este un motiv ipocrit pe care domnul Popa îl folosește. Noi știam cu siguranță că era pe lista scurtă. Da, era pe lista neagră. Mie îmi place foarte mult de domnul Dragnea, adevăratul premier al României, că este cumva amabil. Adică, uite, dă domnului Burnete voie să-și dea demisia, domnului Popa. Adică e o altă atitudine, nu? Nu-i căpșelește, nu le dă cu barda în cap și le zice, ai cărați-vă. Îmi place foarte tare pentru că le dă voie să iau prescută din guvern. No. Pe de altă parte, domnul Popa, sincer, a fost unul dintre penibilii acestui... Acum când să punem întrebarea? De ce pleacă sau de ce a venit acolo? Care e întrebarea mai bună? Cine l-a pus, ce a vrut să facă cu el? Pentru că n-am înțeles nimic din mandatul dumnealui, nu am înțeles nimic din activitatea sa, cu siguranță a fost un prost comunicator, iar în paralel a reușit să-și pună în cap toate universitățile în încercarea de a-și promova propria sa universitate, de unde provine, una penibilă și micuță. Eu zic că dacă e să discutăm mai pe șleau, la domnul Dragnea lobby informal ar fi făcut rectorii adevăratelor și marilor universități ale României și cred că a avut un efect bun lobby-ul ăsta. Să vedem care va fi următoarea numire, pentru că în această seară am văzut pe surse că domnul Dragnea face o mișcare foarte interesantă și îi propune doamnei Cati Andronescu această funcție. Toată lumea s-a întrebat de ce n-a avut loc Ecaterina Andronescu în ministerul ăsta de la început și a avut loc, de pildă, domnul Popa. De ce? De ce n-a avut la început? Nu? Da, încă de la început. Pentru că și domnul Dragnea, ca și doamna Cati Andronescu, știu unul despre altul că nu se agrează, că nu se iubesc și este foarte posibil, tu discutai în pauză, ca doamna Andronescu să refuze această demnitate. Pentru că este un joc tipic Liviu Dragnea, dumnealui care nu iese niciodată în față la ta, are asemenea mișcări îndrăznețe, să spun așa. Deocamdată, e cu cuțitul la os. Da, doamna Cati și ea lumină de la domnul Ion Iliescu și cred că, sau de acolo are izvorul de înțelepciune și cred că va refuza. Bun, e foarte interesant însă. Deci noi suntem într-un plin război. O să vedeți astăzi ce s-a întâmplat la CSM. Însă, domnule, ca să vezi ce chestie. Deci n-au reușit cu scrisoarea. Aflăm că lui Dragnea îi se redeschide un dosar închis de DNA. Deci un dosar închis odată, se redeschide și este vorba despre două anchete, de fapt, care ar fi legate de firma Teldrum. Într-una din acestea este vizat și Liviu Dragnea, în cealaltă nu este vizat direct Liviu Dragnea. Ei, ieri trebuia să se judece această
chestiune, s-a amânat, dar ce chestie interesantă, adică fix acum. Eu am o părere, nu știu dacă fix acum, nu știu ce e asta cu fix acum, sunt ironii de ale tale. Eu observ că, deși doamna Laura Codruța Căveși a dispărut din sistem, da? În continuare există niște forțe, niște coincidențe care au niște ocultisme, ca să spun așa, niște oameni, niște reptilieni care pot să decidă minuni, întâmplări ciudate, de exemplu să fie un termen exact în ziua referendumului, să fie chestia asta. Adică noi nu ne uităm că în spate există o muncă rușinoasă a unor procurori care au anchetat el drum și nu au fost în stare ani de zile. Ani de zile să lege ceva, pe Dragnea pe cineva, da. În concret de ceva. Mai bă, să știm și noi dacă acest domn mustăcios care conduce PSD a furat sau nu. E, și acum ce facem? Redeschidem? Totul pare o presiune și o chestie închisă tot de DNA. Da, corect. De aia spun, este o rușine. O rușine. Nu e nicio problemă că în timp ce dosarul centurii de lut de la Cluj, unde domnul Emil Boc a băgat 289 de milioane de euro plus TVA într-o mizerie, rămâne acolo, bine mersi, neanchetat. Dar ce se întâmplă acum ne dovedește în mod clar că adevărata justiție o face SRI. Sau cineva din SRI. Există și o mărturie a unui judecător de la Curtea de Apel Militar în Am sensul ăsta. Numai că o să facem o emisiune separată foarte cu chestiunea asta. Foarte interesantă acea părere. Da. E foarte interesant felul în care astăzi a fost ședința la CSM. Și erau două lucruri care ar fi trebuit lămurite și n-au fost lămurite. O să încep cu primul lucru, semnalat și de lumea justiției, datează de câteva zile toată chestiunea asta. Și anume, lumea justiției arată că mult discutata secție pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție riscă să fie neoperațională din ziua în care ar trebui să devină funcțională, după ce unii membri ai Consiliului se eschivează să asigure quorumul pentru adoptarea acestor acte necesare, astfel încât până la data de 20 octombrie secția să fie înființată. Bun, concret, ce s-a întâmplat ieri? Ei bine, ieri era programată ședința plenului CSM în care trebuia să se voteze la urgență organizarea concursului pentru șefia secției. E, cu câteva minute înainte de începerea ședinței, procurorul general Lazăr și procurorul CSM Cristian Ban au anunțat că nu pot ajunge și în felul ăsta n-a fost quorum. O să-i vedem și pe ecran, iată, domnul Lazăr și domnul Ban. Pe domnul Lazăr știe toată lumea. Îi se mai spune taica Lazăr. Pe domnul Ban însă nu știe toată lumea, deși domnul Ban are o poveste extrem de interesantă. Haideți să vedem ce ar fi trebuit să facă secția asta, ca să înțelegem cu ce se ocupă. Secția funcționează cu număr maxim de 15 procurori, numiți în funcție prin concurs în fața plenului CSM, printr-un interviu transmis în direct, având la bază o evaluare a activității din ultimii 5 ani și o evaluare a unor acte profesionale întocmite de procurori din ultimii 3 ani de activitate. Pentru a candida, procurorii trebuie să aibă o vechime efectivă, atenție, de cel puțin 18 ani în funcția de procuror, să nu fi fost sancționați disciplinar și să aibă cel puțin gradul de parchet de pe lângă Curtea de Apel, să aibă o conduită morală ireproșabilă și o bună pregătire profesională. Păi dacă apucă în sistem să intre 15 de ăștia, să cam alege praful de restul. Nu observăm că e mai ușor să distrugi o țară, să o vinzi americanilor sau nemților, decât să aduci justiția în cadrul constituțional? Nu ți pare straniu? Nu. Orice... Nu. Corect. Ok. Orice înseamnă, orice inițiativă care este menită să curețe justiția de mizeria SRI, influențelor SRI, că SRI nu este un serviciu mizerabil, de influența securiștilor, da? De procurori sau de magistrați, judecători care nu-și fac corect treaba sau care sunt sclavii unor oameni din servicii. Se lovește incredibil de aceste blocaje absolut jegoase, iartă-mă că folosesc, absolut jegoase, de care eu nu m-am săturat. Întrebarea este, cum mergem înainte? Un președinte care face ceea ce face și blochează la rândul său. Cu acești doi oameni de care eu m-am săturat la asemenea, de Taica Lază și de Tudore Toader, pe bune, mi se pare că asistăm la un film prost, Lolec și Bolec, dar niciunul nu e gras. Da? Băi, frate, Tudore Toader are agenda lui, PR-ul lui personal și îl face în cadrul acestui guvern PSD, nu se întâmplă nimic din mâna lui.
Iar taica Lazar este fratele lui Geamă. Cer scuze că spun asta. Atenție că e o chestiune foarte importantă care s-a întâmplat astăzi la CSM. Deci v-am arătat, asta era prima problemă. A doua problemă era cu audierea pentru aviz a propunerii pentru șefia DNA, doamna Adina Florea. Ei bine, ce să vezi, fix ieri, parchetul general, adică taica Lazar, face o sesizare la inspecția judiciară împotriva Adinei Florea, legat de modul în care a apărut în presă ultimul protocol secret. Ăla încheiat de taica Lazar cu taica Helvig, ca să spun așa. Ok. Lazar practic încearcă să blocheze numirea Adinei Florea prin această șmecherie, pentru că ce să vezi astăzi în plenul secției este invocată această sesizare către inspecția judiciară fix de către procurorul Solomon. Haideți să vedeți în primul calup de schimb de replici între Tudorel Toader și taica Lazar de astăzi de la CSM. Există suspiciunea că doamna procuror a solicitat și a obținut cu încălcarea dispozițiilor care reglementează materia documentelor clasificate o copie după un document clasificat și l-a deținut în afara zonei de securitate. Vă propun emiterea unei adrese la inspecția judiciară pentru a ne transmite stadiul de soluționare a sesizării și implicit amânarea acestui interviu. Dacă aveți răgazul două minute înainte de a răspunde la propunerea formulată, vreau să fac un apel la dumneavoastră. Vreau să fac un apel la domnul procuror general în special și la secție de procurori, evident și la CSM, ca să urgentați procedurile de selecție, desemnare, numire a procurorilor din viitoarea secție specială de anchetă a posibilelor fapte comise de către magistrați. Că nu vom depăși termenul de 23 octombrie fără ca secția să fie operațională cu privire la propunerea de amânare, așa sună, da? Eu nu sunt de acord pentru faptul că nu veți putea indica temeiul juridic pentru amânarea audierii. Scuzați-mă, moment aș dori să intervin. Vă rog eu că... Legea 317 prevede evaluarea, cu toții o știm. Nu trebuie să repetăm la infinit că regulamentul e mai de grad inferior decât legea, că o cunoaștem. O să este o chestiune o de minimală, de cunoștință, dar avem legea 317/2004 care prevede condițiile în care sunt evaluați magistrații. O să dăm înapoi, vedeți. Cu toții am știut că legea 316 e cea care stabilește evaluarea, iar regulamentul doar detaliază. Nu există legea 316, 317. 317, nu ați înțeles. O să dăm înapoi să vedeți când m-ați întrebat dacă evaluarea e legală, pentru că regulamentul spune regulamentul altceva. Regulamentul detaliază. Eu am presupus că dumneavoastră știți de legea 317/2004. Nu vorbiți pentru cine vă ascultă. Dați înapoi banda cu oamenii n-au memoria chiar așa de scurtă. Așa, deci ca să vedeți cum se chinuie unii să oprească lucrurile astea. După părerea ta, și știu că tu ești moderatorul și realizator emisiunii, vreau și eu să te adresez o întrebare. Ce crezi că înțelege un domn din Bârla, din Bistrița, din Beclean, din Berăuși, din toată din Bârla sau din Bistrița, pentru că discuția este în forul care ar trebui să știe foarte bine reglementările. Dacă ar fi să o vadă, și putem să vedem decât o discuție între doi bătrânei tocilari care respiră orgoliu? Nu respiră orgoliu, pentru că se referă la lege. Discuția respectivă. Ei chiar încearcă să blocheze, neavând temei juridic, sau mâine, și să blocheze o secție. De ce încearcă ei să blocheze o secție? Păi haideți să vedem. L-am văzut pe domnul Solomon și pe domnul Ban. Da. Doi care au orchestrat blocarea, amânarea creierii secției, pentru că n-au mers la să facă quorumul, da? În prima fază. Iar acum, cu doamna asta, Adina Florea, încearcă să-i amâne audierea. Domnul Solomon este autorul acestei chestii. Cei doi, din imagine, încă din 26 februarie, lumea justiției semnala că au dosare penale la DNA. Foarte interesant. Deci, exact aia cu dosare penale la DNA,
încearcă să amâne crearea secției pentru că dosarele ar trebui să se mute de la DNA la secția respectivă. Și acum, sigur că se nasc două întrebări fără a pune apostila vinovat sau nevinovat pe dânsii, că nu știm. Fie se simt cumva cu musca pe căciulă cu faptele astea și se simțeau cu dosarele mai în siguranță la DNA decât dacă vin procurori cu 18 ani de experiență nepătați, nesancționați să facă verificările. Fie e un exces de altceva, adică mă întreb totuși, e pe bună dreptate acum. Adică la DNA acolo, deși se știe că sunt sesizările astea și atenție, e o sesizare foarte urâtă, sună așa la dânsii, săvârșirea mai multor infracțiuni în timpul exercitării profesiei, printre care represiune nedreaptă și abuz în serviciu. Wow! Bun, deci întrebarea e dacă tot nu s-au mișcat dosarele alea. Poate că ăștia le iau și zic, domnule, le clasăm. Nu e nimic. Poate. Dar poate că nu. Poate că nu. Faptul că dorm acolo, stau în adormire din 2016, DNA. Este un lucru nu e o formă de presiune asupra foarte magistraților? Grav. Da, este foarte grav. Dar cel mai interesant, mi se pare că acești doi oameni nu ies în față să-și spună, am scăpat de Baubau, Laura Codruța Căveș, și am scăpat de... Nu știm ce e acolo. Hmm? Nu știm ce e în dosare. Ei, poate ei știu. Tocmai asta vreau să mă refer. Poate dumnealor chiar știu că este ceva nasol acolo. Că altfel, eu dacă aș fi un procuror care n-aș avea muște pe căciulă, aș ieși în față să reclam această presiune. Dar cum Dumnezeu le fixă ăștia? Sunt la originea celor două blocări, nu alții. Noi niciodată n-am spus, deși criticăm frecvent chestia asta, că statul paralel e compus din tâmpiți. Nu. Cu siguranță. Găsesc ei cheile, căile, punctele slabe, furuncul puroin pentru fiecare persoană. Da, deci rețineți încă o dată. Domnul Solomon e cel care propunea amânarea audierii doamnei Adina Florea pentru șefia DNA, iar domnul Ban, împreună cu taica Lazar, sunt cele două personaje care au blocat, quorumul la concursul pentru șefia secției de speciale de magistrați. Se blochează ajungerea numirii la domnul Klaus Iohannis, nu? Asta, de fapt, înțelegem. Se amână. Se amână. Asta cu doamna Florea. Dar la secția elaltă este foarte interesant, pentru că ea avea un termen până la care era obligată să funcționeze Correct. Conform legii. Și probabil că va fi distrus acest proiect. Da, va fi distrus acest proiect și probabil că va fi una dintre ultimele încercări, nu știm, până la mandatul lui Iohannis la terminare, de a se mai încerca ceva pentru curățirea justiției. Încă o dată, suntem în postura în care vorbim despre asanarea mizerilor din justiție, răspunderea magistraților și nu mai ducem în discuție și din nou cineva distruge acest Bun, proiect. Și legea răspunderii magistraților este în vigoare în momentul ăsta, da. Sau mă rog, va intra în vigoare pentru că s-au epuizat toate căile de atac și n-a avut dreptate vedem, la Curtea Constituțională. Trebuie să o promulge, domnul președinte, mai are câteva zile. Bun, episodul 2. Contrele au continuat pe toată perioada acestei ședințe la CSM. Bineînțeles că și-au impus punctul de vedere cu 5-4 cei din CSM, mai ales secția procurori. Iată faza a doua a duelului Tudorel Toader-Augustin Lazar. Spuneam că nu sunt de acord cu amânarea pentru că nu avem un temei juridic, nici într-un regulament, nici în lege, pentru a da acest aviz consultativ. Înțeleg faptul că nu există un dosar penal, nici în rem, nici în persona, deschis pe numele candidatei Adina Florea. Nu există un dosar penal, dar există această posibilă abatere disciplinară cu care a fost sesizată inspecția judiciară. Nici nu ne-am gândit că ar avea vreo legătură ce și cum. Nici acum nu putem spune până când acel dosar va fi soluționat. Dar eu doresc să precizez doar atât. Nimeni nu a înregistrat vreun dosar sau vreun incident de securitate în considerarea cuiva. Și vă rog nici să nu sugereze cineva acest fapt, pentru că noi trăim într-un stat de drept și într-o justiție corectă a Uniunii Europene. Cu toții vrem să știm adevărul și pentru aceasta cred că nu este greșit să se dea un termen scurt cât se va aprecia, pentru ca inspecția judiciară să poată clarifica. Veți spune că mă antepronunț sau că deschid o alt canal de dialog, alt subiect. Cu profilul etic este discutabil. Și nu mă refer la domnul. Cu profilul etic
Vă întreb, dacă sunteți de acord, ce faceți cu aia care sunt condamnați, urmăriți penal și îi mențineți procurori în funcție? Ce faceți cu profilul lor etic? Îi spală decizia de condamnare? Categoric. De aceea eu îmi întăresc această poziție timp să am și eu suspiciunea mea, nu cea din spațiu public care o să apară, cum de, Doamne Dumnezeule, vorba generală, cum de azi avem audierea, dar cu două zile înainte ne trimite adresa și cu o zi înainte sesizează inspecția judiciară. Dacă nu seamănă așa a tergiversare. Da, generalul ne va spune. O scurtă remarcă, vă rog frumos. S-ar sugera oare, Doamne Dumnezeule, ca noi, în baza atribuțiilor de serviciu, să nu ne fi făcut datoria, să fi lăsat lucrarea asta deoparte, ca nu cumva cineva să interpreteze. Noi trebuie să ne îndeplinim atribuție de serviciu cu orice risc. Domnule ministru, întotdeauna mi-am asumat ce am făcut. Dacă cineva va dovedi că eu am acționat cu rea credință, sunt gata să suport consecințe. Dar nu e cazul, vă spun, că noi ne-am făcut atribuțiile. Tudorel Toader a pus o întrebare foarte pertinentă. Și anume, cum e cu etica asta? Adică, pe numele Adinei Florea nu e dosar nici în rem, nici în persoană. Dar aveți alții condamnați pe care îi țineți? Este o operă de teatru a lui Gogol, Suflete moarte. Mie asta mi-a exprimat această discuție. Cum este? Dar cum este cu sute de dosare pe numele unor judecători DNA? Dar cum este cu o grămadă de alte? Avem atâtea întrebări să-i punem lui Taica Lazar și oricum le punem degeaba. Apropo, dânsul este supus evaluării de către ministrul Tudorel Toader. Sperăm. Păi nu, este declanșată. Când vine evaluarea, când vine naibii evaluarea. N-ai senzația că o să vină mai repede evaluarea după discuția asta? Te antepronunți în acel moment? Mă ante-ntreb. Ante-ntreb. Și mai ales cum va arăta această evaluare. Da, cred că va arăta FB. Crezi că mai are domnul Tudorel Toader timp să facă evaluarea asta? Că așa cum merg lucrurile în Partidul Social Democrat. Crezi că îl remaniază pe domnul Tudorel Toader? Nu cred că are palton încă. Nu cred că îl prinde palton. E foarte interesant. De ce s-a deschis subiectul ăsta al posibilei remaniere a lui Tudorel Toader fix în perioada asta? Pentru că au existat inclusiv declarații ale lui Dragnea sau ale unora din PSD, nu ale lui Dragnea. Domnule, ăsta e locul nostru al justiției, inclusiv declarații ale celor de la ALDE, care au zis, domnule, da, este singurul om care s-a bătut cu sistemul până una alta. De ce acum începe discuția? Da, de ce acum eu se nu văd pune că ar fi un moment special ăsta? Sub semnul întrebării mandatului Tudorel Toader. Pentru că de prea multe luni, da, domnul Tudorel Toader minte ca într-un sketch de Toma Caragiu, da? Că se va apuca, că va face, că drege, că va analiza. Măi, Mateaș, vorba de tema, te întreb și pe tine. Cât mai trebuie să... N-ai găsit altă rimă, domnul Tudorel Toader. Adică cât să mai așteptăm să se întâmple niște lucruri pe care bănuiesc că ei le discută în interior când fac... Probabil. Da? Ne gândim. Da? Sigur că tu, domnul Tudorel Toader, nu are treabă cu politicul, este un tip independent și extraordinar, un expert în drept și așa mai departe. Dar eu cred că are și lui nevoie să asculte de o agendă politică și eu cred că i-a venit sorocul. Răzvan, nu cred că este un moment special. Întrebarea este alta. De ce ALDE simte în acest moment nevoia să bage budincă în ventilator? De ce nu susține o remaniere? De ce nu presează ministrul justiției să facă niște lucruri de altfel discutate în coaliție? Da, e foarte interesantă chestiunea asta. De ce se înfruntă cele două tabere? Ar putea fi pentru că la Bruxelles, la un moment dat, în noiembrie, se va discuta despre România în plen. E foarte interesant cum trebuia să se discute în octombrie, dar la lobby-ul pe care l-a făcut domnul Iohannis cu ajutorul unor oameni de la PPE, inclusiv pe lângă domnul Tajani, au hotărât să nu se suprapună discuția despre România cu participarea lui Iohannis în octombrie acolo și au mutat-o în noiembrie, ca să înțelegeți de unde vin temele, hai să discutăm despre România, inclusiv cu complicitatea domnului Iohannis vin oricum temele respective. Oricum am văzut că este de influent domnul Iohannis la New York, am văzut câteva poze extraordinare. La New York e altceva, la PPE.
Hint, înainte de publicitate, pentru că vom discuta despre referendum. A fost întrebată premiera României inclusiv despre chestiunea cu referendum. A răspuns contradictoriu, să vedeți de ce. Hintul este foarte simplu, doamnelor și domnilor. În momentul de față, PPE și-a făcut calculul că pierde 60-61 de voturi la viitoarele europarlamentare. Mandate. Are 224. Fără 61, îl depășește stânga. PES-ul. Nu întâmplător PES-ul s-a opus astăzi discutării despre România. Pentru că ei speră cu ajutorul voturilor care vin dinspre PSD, dinspre România, să câștige președinția Comisiei Europene, Consiliul European. Nu degeaba domnul Manfred Weber, care se dorește a fi succesorul domnului Juncker și susținut de doamna Merkel, critică România, dânsul din partea PPE. Sigur, pentru aurolacii din presă, care se facă nu văd chestiile astea, ar putea să însemne că România e veșnic vinovată. Nu. Acolo sunt interese politice la cu totul alt nivel decât cele din România. Este vorba despre cine coordonează Comisia Europeană și Consiliul European, de fapt, și este vorba despre interesele țărilor dure și nucleului dur al Uniunii Europene într-un moment în care se vorbește de o Europa cu mult mai multe viteze. Așa că decât să ne facem freză pe stânga sau pe dreapta între noi, mai bine ne-am gândit cum să jucăm șah și nu table sau barbut când ieșim în astfel de competiții. Despre referendum vom vorbi după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi! Ți-e dor de prietenii de la școală? La Vivo Cluj-Napoca îi pregătim pe copii să înceapă noul an școlar cu veselie. Ținute noi, rechizite colorate și articole sportive, dar și activități educaționale și super distractive. Anul acesta școlar va fi super! Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital. Un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital. Doctor în frumusețe. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. Voss Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, Voss Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, mături, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta.
Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Da, ne-am întors în direct. Vă spuneam că povestea asta cu referendumul pentru familie, care se va desfășura practic săptămâna viitoare, două zile la rând, sâmbătă și duminică, unii țipă. Păi așa a fost și când am făcut referendumul pentru Constituția din 2003 și n-a țipat nimeni. Două zile la rând a fost referendumul. Atunci referendum. S-a fost un pic mai deștept, că a băgat chestia cu armata. Dar nici așa nu s-a dus România, că ți-mi minte ce greu s-a făcut. Dar s-a făcut vorumul. Bun. Atenție că atunci trebuia să fie 50% plus 1 din totalul celor înscriși pe listă. Acum e suficient 30% din totalul celor înscriși pe liste. Oricum, înseamnă și asta aproape 6 milioane de oameni care trebuie să vină. Pentru că în România încă noi n-am rezolvat problema cu listele electorale. În curând, cred că o să fie mai mulți înscriși pe listele electorale decât populația României. Dar asta e altă discuție. Bun. Dar să revenim. A fost întrebată premierul Viorica Dăncilă despre referendum. Iată ce a răspuns la Bruxelles. Nu este îndreptată spre o anumită orientare sexuală, sub nicio formă. Vom vedea ce va ieși dacă vor veni la vot. Partidul Social Democrat nu va face campanie. Nu va face campanie. Este obligația tuturor să facă acțiuni în care să arate ce înseamnă acest referendum. Dar nu vom face campanie pentru a se lua o decizie sau alta. Bun, ei spun că nu vor face campanie, dar sunt obligați să informeze cu privire la referendum. Pe 18 septembrie, doamna Dăncilă făcea următoarea declarație. Partidul pe care îl reprezint a decis să sprijine acest referendum, iar această poziție deschisă, asumată, cred că este cel mai adecvat răspuns la o temă importantă, cum este cea a familiei. Păi, pe 18 septembrie spunea în țară că au decis să susțină, iar la Bruxelles zice, noi nu facem campanie. Mi-e tare milă de doamna Dăncilă, pe cuvânt. Adică de ce Viorica o contrazice pe Dăncilă? Pentru că în absența unei hârtii scrise nu știe ce să vorbească și v-am spus adevăratul premier este domnul Dragnea. Păi și de ce nu se duce dânsul? Dânsul unde? La Bruxelles, să zică, domnule, știți ce piua. Țin eu locul astăzi, chiar dacă... Acest gest de ipocrizie, da, al PSD, care știm bine că, până la urmă, a plătit, dacă vrei, indirect implicarea în campania Bisericii Ortodoxe prin Catedrala Mântuirii Neamului și relația pe care o are în general cu Ortodoxia, această ipocrizie este penibilă, pentru că cu toții știm că ce face PSD acum cu Coaliția pentru Familie și cu referendum, a făcut și USR cu... pseudo-campania fără penali. Hai să ne asumăm care și o parte politică. Bun, chiar atenție, acum, spune... la USR campania a plecat de la partide, FDGR plus corect. USR. Asta, de pildă, pleacă de la un grup de oameni care nu erau membri ai unui partid, după aia se înființează Coaliția pentru Familie. Unul dintre inițiatori, Mihai Gheorghiu, este fost secretar general PNCCD, decorat de Margaret Thatcher. N-are nicio legătură cu PSD-ul și așa mai departe. Pe mine mă șochează, în schimb, altceva. De ce discutăm în țara asta că nu trebuie să mergem la referendum? Păi n-a zis Băsescu că mergi la referendum doar în funcție de cum îți convine. Nu asta ne-am dorit totdeauna, să votăm liber și democratic. Iată o bună oportunitate. Eu vreau să mă duc la vot. Vreau să votez. Da. Oricine are dreptul să ducă, să spună da sau nu. Cum voi vota este fix problema mea, dar să nu mă duc și aud în spațiu public că, bun, de unde auzim? Tot de la trompetele rezi și tot de la... Păi, deci, câteodată e bine, nu? Câteodată era, nu pot să zic cuvântul, tot cu mâini era cu corporațiile, după aceea ne supărăm pe legea offshore, nu? Păi da. Da, haideți să repetăm. Deci, sunt foarte interesați cei de la Bruxelles de referendumul ăsta. De ce? De ce crezi că sunt foarte interesați? Nu cred că sunt interesați. Cred că mai degrabă au găsit încă un motiv să pună România la colț. Aha. Pentru discriminare. Dă bine. Asta e un subiect foarte bun pentru debate-ul politic, pentru ziare, pentru a-și legitima acțiunile. Și România, din păcate, pică din nou. Nici nu pentru că nu are actori, în ghilimele actori, adică oameni puternici care să contracareze. Nu, în acest moment, PR-ul politic al țării este făcut de Monica Macovei. Păi și de ce reușește Macovei
să facă un PR mai tare decât toți ceilalți. Întrebare, de ce nu reușește Cătălin Ivan, care pune această filmare pe internet, să ne spună punctul dumnealui de vedere, că nu l-am auzit? Păi dacă îl spune, poate că cine știe, bănuiesc că el se pregătește de o candidatură independentă la Parlamentul European. Și îi urez mult succes. Și dacă spune, s-ar putea să nu mai prindă, să nu fie ales. Și urez mult succes. Oricum, eu cred că e relevant că nu va ieși. Adică nu cred că știe cineva despre Cătălin Ivan, afară de foștii membri PSD. Adică nu cred. Bun, acolo sigur că și dacă o punea sau nu punea Cătălin Ivan filmulețul respectiv, tot era de comentat. Adică este totuși destul de interesant de știut de ce există un mesaj de import și altul de export. Este extrem de trist să vezi un premier al României că nu este cum ar dirijat sau sfătuit pe partea de comunicare. Este foarte trist să vedem asemenea incongruențe de abordare de la doamna Dăncilă. Da, înțeleg și știu, se vede clar că este hăituită de acea parte din mass media, da? Că există o presiune foarte mare pentru un om simplu, care n-a fost sub lumina reflectoarelor numai deloc, dar mi se pare cumva foarte ciudat să văd. Întreb și eu, oare doamna Alexandrescu nu mai fi fost pe acolo să-i dea un sfat, un e-mail? Eu cred că este. Sau nu este decât când trebuie și în favoarea tuturor? Este, dar nu poate să fie tot timpul e telefonul mobil, adică să țină pe masă pe Anca Alexandrescu. Nu poți să o ții pe masă tot timpul ca pe telefonul mobil. Practic ne-am făcut de rahat în acest moment și noi ca cetățeni observăm că avem un premier cu dublu discurs. Da, e foarte interesant însă să discutăm pe fond o serie de lucruri care țin de referendumul ăsta pentru familie. E foarte important de ce? Pentru că s-a spus următoarea chestie la un moment dat. Într-unul din argumentele împotriva acestei modificări a Constituției, domnule, este discriminatoriu, ce facem că există familii monoparentale și așa mai departe. Domnule, și în vechea Constituție, în articolul inițial, era vorba de căsătorie între soți, neprecizindu-se sexul soților în Constituție. Dar între soți înseamnă între doi soți. Atunci nu era și atunci atac la monoparentalitatea familiei? Despre ce vorbim? Și până una alta, chiar și în relațiile de același sex, despre care știu că nu sunt interzise în țara asta, așa știu eu, nu? Da. Există totdeauna varianta concubinajului, sau cum se numește, relațiile civile, care practic aduce aceleași consecințe și responsabilități ca și un statut marital. Oricât le-ai spune, eu țin palor. Poate că dacă le-o spune asta Aloș Ceaba de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, poate îl cred pe asta Aloș Ceaba atunci. Haideți să vedem. Dânsul postează pe Facebook câteva considerente care țin de familie și de teoria asta că, vezi, doamne, dacă s-ar modifica Constituția în sensul propus, ar fi discriminate o serie de familii care nu întrunesc condiția din definiția pe care o propun ăștia acum cu referendum. Iată ce spune asta Aloș Ceaba. Revizuirea articolului 48 din Constituția României are ca obiect doar o precizare. Care este obiectul referendumului? Propunerea de modificare a articolului 48 aliniatul 1 din Constituție se referă exclusiv la dreptul la căsătorie și relațiile de familie ce rezultă din căsătorie. Alte drepturi fundamentale nu sunt puse în discuție de inițiativa de revizuire. Nu, revizuirea articolului 48 aliniatul 1 nu elimină recunoașterea și protecția în Constituție a altor tipuri de familie decât cea rezultată din căsătoria dintre o femeie și un bărbat. Vom avea în continuare mai multe tipuri de viață de familie recunoscute și protejate de Constituție. Constituția recunoaște și protejează o varietate a tipurilor de viață de familie. Articolul 26 din Constituția României oferă protecție vieții de familie indiferent de tipul acesteia, inclusiv familiei ce rezultă din căsătorie. Prin articolul 48 aliniatul 1, legiuitorul constituant evidențiază distinct doar relațiile de familie rezultate din căsătorie și legătura între părinți și copii. Prin distinția realizată de articolul 48 aliniatul 1, legiuitorul constituant recunoaște importanța în societatea familiei rezultate din căsătoria dintre o femeie și un bărbat în societatea din România. Această reglementare și recunoaștere expresă nu afectează niciun fel alte tipuri de viață de familie, garantate de articolul 26 din Constituția României, prevedere generală în raport cu articolul 48 aliniatul 1. Deci, domnul Astolos Ceaba face o precizare extrem de importantă, că nu se afectează niciun fel o altfel de viață de familie prin acest articol, că este în continuare protejată prin articolul 26 din Constituție toate formele celelalte de familie și așa mai departe. Da. De ce s-au cramponat de toate chițibușăraiele alea care nu
practic nu erau afectate de noua definiție. Avem pe de-o parte vocea comunității LGBT, da, care insistă că nu trebuie să se meargă la referendum, dar avem okay. și... Dar poate să se și meargă să voteze nu. Da, întrebare, dar dacă ar fi atât de influenți și România atât de deschisă la minte, de ce nu se duc să trântească referendumul prin vot? Sigur. Păi, și să dea una peste nas, nu veniți. Da, și să dea una peste nas, Coaliție pentru Familie, și să le trântească referendum. Să arată, uite, România este o țară deschisă la... Sau... Și întrebare, dacă acest referendum va fi validat, este greșit să respectăm voința a 5-6 milioane de oameni? Eu am senzația că în funcție de interes e bine să respect sau nu e bine să respect voința deci, câteva milioane. Și al doilea motiv pe care ăștia rezistați Facebook-ului, procurorii de Facebook l-au în față, este că este miroase a PSD acest referendum. Repet, dacă unele partide se agață sau altele se desprind de acest referendum, este treaba lor. El n-a pornit de la partid. Corect. Că unii se agață de el dintr-un motiv, iar alții îl resping din alt motiv, este strategia fiecărui partid. Aceiași procurori de Facebook și rezistați care se fac că nu văd faptul că PNL, care este, ce să vezi, alternativa, nu la PSD, când o să pice... Alternativă vine de la curent alternativ? Da. Te curentezi dacă așa? Pui mâna pe ei? Alternativa sau la PSD. Ce să vezi, PNL joacă la fel de... ipocriții de politicianist ca și oricare alt partid din altă România. Critică generală a fost, domnule, cheltuim bani. Păi atunci vă pun un afiș care circulă pe net, ca să înțelegeți apropo de cheltuim bani ce rost are. Referendumul costă bani pentru că democrația stă la baza unui sistem care produce mai mulți bani decât un regim totalitar. În dictatură era mai ieftin. Vreți dictatură? Oricând se poate întâmpla chestia asta. E mult mai greu să păstrezi democrația decât să aluneci treptat în dictatură. Dovadă că am alunecat de la statul de drept democratic la statul de drept treptat, treptat și mulți încă nu v-ați dat seama. Recunoaștem că este o întrebare esențială pentru societatea românească. Este. O întrebare, da. Referendumul se referă strict la această problemă și este foarte democratic să organizeze. Dar ce chestie stupidă. În sensul că altădată ziceau, când nu le convenea ce face Parlamentul, că toate legile ar trebui ca în Elveția aprobate pe referendum. Acum costă referendum. Păi vă dați seama cât ar costa dacă fiecare lege, în baza principiului pe care, pe spațiul ăsta Facebook l-ați enunțat altădată. Vă dați seama cât ar costa pentru fiecare lege, cât un referendum. De acord. Și faptul că se face recurs la referendumul neaplicat, neactivat pentru cei 300 de parlamentari. Apropo, am văzut. Tacit a trecut legea. A trecut să vedem dacă va mai trece. Și dacă ar trece, ar fi o mișcare foarte perversă a lui Dragnea pe viitor. Da. Dar noi trebuie să înțelegem că mecanismele astea de activare a referendumului depind și de o majoritate politică. Nu? N-a mai avut loc acea deci majoritate. Deci eu fac pariu, uite aici, în direct cu tine, da, că dacă trece legea tacit sau altfel, cu 300 de parlamentari, sistemul fiind bicameral, vor trebui redesenate toate circumscripțiile electorale. Și o să vezi ce calcul o să-și facă PNL, că iese în pierdere și nu o să vrea 300 de parlamentari conform referendumului făcut de pe Băsescu. Eu vreau să mă întreb altceva, că inițiat de Băsescu, dar după aceea nevotat de USL, neaplicat, da. Asta trebuie să fie o lecție de viață, de viață cetățenească pentru cei care s-au pișat pe el de vot. Că nu eu m-am pișat pe vot, ci 61% din români. E, asta este consecința urinatului pe vot, dragi telespectatori. Da. E ceva foarte interesant, pentru că v-am promis că vă spun, v-am zis de niște pensii incredibile, adică eu v-am spus așa, că niciodată nu o să aveți muritorilor de rând ce sunteți, pensii mai mari decât salariu. Numai zei au pensii mai mari decât salariu. Și ziarul Libertatea a făcut, deși e tabloid, atenție, Libertatea e un tabloid, a făcut o chestiune de toată lauda, cum să zic, un demers jurnalistic absolut impresionant. Și anume a constatat Libertatea care sunt pensiile unui judecător. 22.000 de lei pe lună pensie de judecător. Libertatea a pus mâna pe statul de plată de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Ăștia de sub doamna Tarcea. Și ia să vedeți aici ce se întâmplă. Au făcut legea astfel încât un magistrat câștigă mai mult ca pensionar decât dacă ar continua să muncească. Judecătorii și procurorii își fac calculul astfel.
Salariul de azi e impozitat cu 35%, pe când pensia scade cu doar 30%. Scade cu 20% conform legii și încă 10% reprezentând impozitul pe pensiile mai mari de 2000 de lei. Altfel spus, la un venit de 30.000 de lei pe lună, lucrurile arată în felul următor, doamnelor și domnilor. Dacă muncești, rămâi în mână cu 20.000 de lei, dacă te pensionezi, rămâi cu aproape 21.000 de lei în mână. Și atunci, sigur că și-au făcut un calcul că se pensionează mai degrabă. Da, e foarte interesant să vedeți toate statele de plată și să vedeți cât câștigă cei de la înalta curte. Cum e pensia asta de 21.000 de lei? Mică, mică. Este destul de mică. Am înțeles că și domnii procurori își pregătesc sau se pregătesc pentru care exista ordonanță de urgență și pentru dumnealor o pensionare anticipată cum s-a întâmplat. Apropo, haideți să vedem. Președintele Cristina Tarcea, venit brut 30.884 de lei, venit net impozit de 35%, 18.067. Pensie netă 21.000. Deci ea câștigă mai mult. Să vedeți aproape, nu? Cu 3.000 de lei, 3.500 de lei. De lei, da. Mai mult. Vicepreședintele, domnul Iulian Dragomir, are brutul, are netul 18.644, culmea, ăsta are mai mult brut decât Tarcea. 4.000 de lei mai mult. 22.310 pensie. Elena Bogasiu este alt vicepreședinte, 18.644, pensie netă 22.310. Păi, întrebare. Guvernanți sau... Ioana Bogdan. Da, celebra. Celebra. Brutul 15.983, pensie 19.100. Guvernanți sau politicieni care nu sunt la guvernare? Strategi ai acestui proiect național numit România? S-au gândit vreo secundă, dând aceste privilegii, care, bun, sunt bănești, dar mai ales cu pensionare mai repede decât normal. Dar mai ales cu pensie mai mare decât salariul. Și mai ales la 20 de ani de activitate, să-i permit să iasă. Dar la 43-45 de ani din sistem s-a gândit cineva cam câte sute de magistrați vor părăsi. Da, și că vin cei fără experiență. Vin... Cei fără experiență. S-a gândit cineva la chestia asta? Păi eu cred că asta este motivul. Asta e și ideea. Cred că au făcut-o să ne apară, să ne apară după aceea o altă generație de judecători rezistați. Veveriță. Da, și procurori rezistați care să protesteze pe scări, da, și să decidă dacă au văzut pe Facebook la Alexa că este așa, să zică ia să-i mai dăm, nu știu, ceva. Bun, mai punem o dată pe ecran. Pe lângă faptul că imense sunt mari, pensii. Sunt mai mari decât salariile. Dacă mi-ai arătați o țară, eu nu comentez mărimea salariului. Am spus că pentru ca ei să fie fără grija zilei de mâine, nesupuși presiunilor și tentațiilor, ca magistrație, bine să fie salariile mari. Dar dacă mai arătați o țară în care pensia e mai mare decât salariul, ca să știm măcar dacă mergem pe un model, atunci încep să zic că e bine și la noi. Încep să zic că e bine și la noi. Ei, aceste privilegii au fost construite sau, ca la UDMR, legitimate pas cu pas. Și ne trezim cu aceste... Dar nu scriau despre ele în cartea aia lui Iohannis. În cartea aia lui Iohannis nu scria despre ele. Bun, eu nu pot să nu mă întreb, oare doamna Tarcea, chiar din venitul ăsta trăiește la nivelul dumneai doar din 4.000 de euro? Întreb, nu știu, nu dau seama. 4.000 de euro în România e o sumă. E o sumă, da. În urmă, dumneavoastră, este un judecăt. Mie chiar mi se par foarte mici, având în vedere responsabilitățile. Dar întreb, oare chiar din banii ăștia trăiește doamna Tarcea? Bun, astea sunt salarii. Atenție, e netul. Da. Dar sunt sporurile, sunt alte chestii care se adaugă. Dar sigur că asta sigur, nu se ajunge foarte sus. Da, sigur că da. Se ajunge foarte sus. Noi am ajuns la finalul emisiunii. Vedeți, unii ajung foarte sus, alții ajung la finalul emisiunii. Și nu ajung la viața. Finalul carierei, că se pot pensiona la jumătatea vieții. Ăia care ar trebui să ajungă de mult la finalul carierei și au dosare penale, sunt încă, mai sunt și procurori pe acolo cu dosare penale. Asta se vedea declarația lui Tudorel Toader. Dar oricum, e o săptămână fierbinte și cealaltă va fi și mai fierbinte, pentru că sunt câteva momente importante, inclusiv ăsta cu referendumul, și sunt convins că în preajma referendumului, ca să nu profite unii, ceilalți o să pună niște mine de câmp în fața mai celorlalți. Speciale. Da. O să avem parte de astfel de surprize. Rămâneți cu noi. Vă mulțumesc pentru atenție.
dureri de oase sau ale coloanei vertebrale, apelați la clinica Chiromedical, unde medicul Laurent Ferenț, cu mare experiență în chiropractică și cu peste 3000 de pacienți tratați, vă ajută să vă recuperați sănătatea întregului corp. Lombosciatică, discopatie lombară, torticolis sau umeri blocați, Chiromedical este soluția. Intră pe www.chiromedical.ro și fă-ți o programare la cei mai buni specialiști din Cluj. Am discutat ca azi să fie gata și azi le aștept. Nu mai discut. Apeși un buton și un șofer partener ajunge la tine în câteva minute. Uber. Cel mai zen mod de a călători în siguranță prin oraș. Descarcă aplicația și începe să călătorești. Fără stres, fără cash. Centrul de Cercetare pentru Curățenie își prezintă specialiștii. Curățenie adevărată e sănătate curată. O pată nu e o problemă, e o oportunitate să scap de ea. Unde-i curățenie lună, toate lucrurile merg strună. Orice pată e de fapt o pată, pe obrazul bucătarului. Curat, imaculat, imediat. Nu Far și Triumf, experții tăi în curățenie. Cauți o farmacie non-stop? Napofarm e soluția. Fie că e miez de noapte sau zi de weekend, farmacia Napofarm de pe strada Alexandru Vaida Voievod numărul 58, vis-a-vis de Iulius Mall, te așteaptă să-i calci pragul, indiferent dacă ai o problemă de sănătate sau vrei doar un sfat despre cum să te îngrijești, pe tine sau pe cei dragi. Napofarm Non-Stop e farmacia unde profesioniștii noștri te vor îndruma să alegi varianta optimă. Napofarm Non-Stop, în cartierul Gheorgheni, vis-a-vis de Iulius Mall. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital. Un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Ți-e dor de prietenii de la școală? La Vivo Cluj-Napoca îi pregătim pe copii să înceapă noul an școlar cu veselie. Ținute noi, rechizite colorate și articole sportive, dar și activități educaționale și super distractive. Anul acesta școlar va fi super! Magazinul Papionet din Iulius Mall este una dintre cele mai frumoase afaceri din România. Alege din peste 900 de modele și culori de papioane, de la cele simple până la cele cu buline, pătrățele sau chiar papioane personalizate cu diferite teme. Papionet mai comercializează și cravate, batiste de buzunar, butoni și pretele, pentru ca adevărații bărbați ai Clujului să se simtă răsfățați și prețuiți. Papionet. Fii diferit. Fă diferența! Proignis este cel mai nou crematoriu uman din România, situat în apropierea municipiului Turda. Proignis vă propune și garantează o alternativă modernă, rațională, decentă a trecerii în neființă. Proignis înseamnă servicii la standarde internaționale în domeniu și confidențialitate. Află detalii despre serviciile de incinerare și păstrare la 0364 411950 și 0724 081204 sau intră pe www.proignis.ro. Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici și aici și da, și aici.
Cu pachetele Happy Home de la UPC te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC. Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumă, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Iubim apa.